Vreau să mulțumesc tuturor pentru aprecieri. Într-adevăr, România a deținut președinția rotativă într-o perioadă plină de provocări pe care Uniunea Europeană nu le-a avut până acum. Mă refer la procesul Brexit, mă refer la faptul că au fost alegerile europarlamentare, ceea ce a făcut ca toată activitatea președinției rotative să desfășoare în prima parte, în cele 100 de zile. E adevărat, ne-am fi dorit ca în 100 de zile să închidem 100 de dosare, am închis doar 90, dar eu cred că România a făcut pași înainte și, într-adevăr, domnule vicepreședinte, pentru România este un motiv de sărbătoare, este un motiv de sărbătoare pentru întregul popor, pentru toți cei care cred în România și cei care vor să reprezinte România cu demnitate. Este adevărat că puteam să facem mai multe lucruri, că ne-am fi dorit să facem mai multe lucruri, dar nu este ușor să creezi consens între 28 de state membre în care prioritățile sunt diferite. Și știm că pe timpul președinției rotative trebuie să fim un mediator foarte bun și un facilitator de consens și cred că acest lucru l-a făcut România și a reușit să obțină aceste rezultate. Legat de cadrul financiar multianual, este adevărat, sunt convinsă că noul Parlament cu instituțiile europene vor obține rezultate în ceea ce privește proiecția financiară, dar și în acest capitol România a făcut pași importanți și în ceea ce privește politica de coeziune și în ceea ce privește politica agricolă comună. Proiectele pot continua, dar bineînțeles, pentru ca un proiect să aibă eficiența pe care ne-o dorim cu toți, trebuie să fie dublat de o proiecție financiară corespunzătoare. Am ales tema principală, coeziunea, pentru că noi credem că este nevoie de coeziune. Avem nevoie de unitate la nivelul Uniunii Europene. Pentru că numai dacă vom da dovadă de coeziune, vom putea face pași importanți. Și poate facem mai mari pași de unii singuri, dar sunt convinsă că vom face pași temeinici împreună. De aceea cred că coeziunea este foarte importantă, nu numai pe timpul președinției rotative, dar coeziunea cred că trebuie să ghideze acțiunile instituțiilor europene și pe viitor. Domnule Tudorache, o să vă răspund în mod special. Nu funcționarii și diplomații României au realizat președinția. Președinția a fost condusă de Guvernul României. La fiecare reuniune, ministrul a prezidat lucrările. A fost o foarte bună cooperare pentru care i-am felicitat pe experții noștri, pe toți cei care s-au implicat, pe toți cei care au acționat cu adevărat pentru România și nu împotriva României. Cu câteva minute înainte m-a întrebat cineva, credeți că eurodeputații români vor fi uniți în a aduce un plus de imagine României? Și atunci am spus da, acum plec dezamăgită, cu oameni ca dumneavoastră nu vom aduce un plus României. Lăsați să rezolvați problemele acasă, nu veniți cu ele în Parlamentul European, pentru că aceste lucruri nu aduc un plus de imagine țării noastre. Mai mult, toată lumea a felicitat președinția României. Au fost și lucruri care unii dintre eurodeputați au crezut că le putem face mai bine, dar nu au criticat. Și noi o să vedeți aici în Parlament foarte mulți eurodeputați care își critică țara. Dar dumneavoastră ați făcut-o atunci când vicepreședintele Comisiei Europene a spus că România are un motiv de sărbătoare. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că Uniunea Europeană, documentați-vă un pic înainte, nu are atribuții pe sănătate, educație și cultură, vine cu proiecte. Deci ați vorbit și de trei elemente pe care nu le cunoașteți. Și cred că nu știți nimic despre realizările președinției române. Nu cunoașteți faptul că pe timpul președinției o țară nu poate interveni. Trebuie să fie un facilitator de consens. Și asta a făcut România. Și m-aș fi bucurat dacă la acest proiect, deosebit de important pentru țara mea, acest proiect destul de important și foarte important pentru toți cetățenii europeni, s-ar fi găsit consens. Pentru că am găsit consensul la Comisia Europeană, am găsit consensul la Consiliul European,
am găsit consens în rândul multor europarlamentari, am găsit consens la președintele Parlamentului European și toți am înțeles că Uniunea Europeană este într-un moment de cotitură și dacă nu vom acționa uniți, nu vom da un sens bun construcției europene. Și am ascultat toate sfaturile și împreună am realizat aceste lucruri. Eu cred că acestea trebuie să ne ghideze și pe următoarea perioadă. Să aducem plus valoare. Cetățenii nu au nevoie de scandal. Cetățenii au nevoie de lucruri care să-i ajute în viața de zi cu zi, de politici mai apropiate de ei, nu de lucruri pe care să le aducem în spațiu public, crezând că avem mai multă însemnătate din punct de vedere politic. Domnul Lamberts, îmi pare rău că a plecat. Pe partea logistică mi-a plăcut acest jos pălăria. Eu cred că România merită acest lucru. Pentru noi toate dosarele au fost importante, iar legat de Greco, analizăm fiecare punct de la Greco. Dar cred că trebuie să uite și la Belgia, țara din care face parte, sunt 15 recomandări din care a implementat doar una. Trebuie să lăsăm ca pe Greco să nu intervenim noi și să intervină magistrații dacă într-adevăr vrem o independență a justiției, trebuie ca magistrații să găsească consensul și nu să-l implementăm noi. În final, vreau să mulțumesc tuturor. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în noi. Pentru că încrederea dumneavoastră nu a fost numai încrederea în guvernul României, nu a fost numai încrederea în experții noștri, în diplomații noștri. A fost încrederea într-o țară care a deținut pentru prima dată președinția Consiliului Uniunii Europene. O țară care și-a dat primul examen în această funcție și pe care eu consider și am văzut că mulți dintre dumneavoastră considerați la fel că l-a trecut cu brio. Vă mulțumesc încă o dată pentru implicarea dumneavoastră, pentru sprijin, pentru modul în care am cooperat. Doresc din nou succes noului Parlament și sper ca să aveți aici, în acest for european foarte important, în care am activat 9 ani de zile, să aveți succes, pentru că succesul dumneavoastră este succesul întregii construcții europene. Vă mulțumesc!